Bună ziua, în cele ce urmează vom rezolva subiectele date la proba de matematică la examenul național de bacalaureat pentru profilul Mate Info în anul 2023. Prima problemă. Se consideră numărul complex z egal cu 3 plus i. Arătați că z pe lângă z minus 2i egal cu 10. Păi bine, 3 plus i pe lângă 3 plus i minus 2i. Asta înseamnă 3 plus i pe lângă 3 cât face minus i. Asta e diferența de pătrate. Deci dă 3 la pătrat minus i la pătrat, dar 3 la pătrat e 9, i pătrat e minus 1. Și cu minusul din față, plus 1 egal cu 10. Și cu asta s-a terminat prima problemă. 2. Se consideră funcția f de x egală cu 5x plus 1, f definită pe r cu valorile, da? Arătați că f de 2x minus 2f de x egal cu minus 1. Păi ce înseamnă f de 2x? Că în loc de x pui 2x, da? Deci vine 10x plus 1 minus 2 pe lângă 5x plus 1. Egal cu 10x plus 1 minus 10x minus 2, ăștia se reduc, egal cu minus 1, evident, pentru orice x real. Da? 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația radical de ordinul 3 din x la 3 minus 2x plus 2 egal cu x. Atenție, fiind radical de ordin impar, nu avem condiții de existență decât că x aparține lui R, da? Pentru că asta poate să fie fie din pozitiv, fie din negativ. Ridicăm la a treia, atenție, ridicarea la putere impară nu ți introduce soluții străine, da? Pentru că funcția x la a treia este injectivă. Și atunci x la a treia cu x la a treia se reduc, cât îmi dă? 2x egal cu 2, x egal cu 1. Subiectul 4. Se consideră mulțimea a numerelor naturale de două cifre. Deci ce înseamnă a? E mulțimea de la 10 la 99. Calculați probabilitatea că alegând un număr din mulțimea a, numărul n plus 5 să fie multiplu de 10. Ce înseamnă să fie multiplu de 10? Să fie de forma 10k, cu k evident întreg, da? Bun, și atunci n-ul meu, atenție, este cine? 10k minus 5. N-ul, pe de altă parte, aparține acestei mulțimi, deci este cuprins între 10 și 99. Și atunci cât să fie k-ul ăsta? Păi uite, odată 10k minus 5 să fie mai mare sau egal cu 10 și odată 10k minus 5 să fie mai mic ca 99. Ia să scoatem pe k. Păi avem odată 10k mai mare ca 15 și 10k mai mic ca 104. Adică k e mai mare ca 15 pe 10, cât e 1,5, da? Și k mai mic sau egal decât 104 pe 10, adică 10,4. Care sunt numerele întregi K din aceste, din minunea asta? Pe fi mai mari sau egale cu 1,5, sunt de la 2 până la 10. Da? Pentru fiecare astfel de K, obținem câte un număr. Câte variante posibile avem? Păi iată, câte numere am de la 2 la 10? 9 numere. Câte variante totale am? Câte cazuri totale avem? Pe câte numere sunt de la 10 la 99? Păi de la 1 la 99 sunt 99, iar de la 1 la 9 sunt 9, deci 90. Deci probabilitatea înseamnă variantele posibile pe variantele totale, 9 pe 90, adică 1 pe 10, sau dacă vreți decimal 0,1. Problema 5. În reperul cartezian XY se consideră punctele A și B, da? A mare de coordonată 4 și 0 și B mare de 5 și 4. Zice așa, cetățenați ecuația dreptei D care trece prin punctul O, ce înseamnă O, de 0 și 0 și este paralelă cu dreapta AB. Păi, odată trebuie să determin panta dreptei AB. De ce? Că ecuația dreptei mele D, atenție, va fi Y minus 0 egal cu panta M pe lângă X minus 0. Adică y egal cu mx, dar panta, cum dreptele sunt paralele, panta aceasta trebuie să fie egală cu panta dreptei AB. Panta dreptei AB, atenție, însă este cine? Este y-ul lui A minus y-ul lui B pe x-ul lui A minus x-ul lui B. Sau dacă vreți, y-ul lui B minus y-ul lui A pe x, B minus x-ul lui A. Egal cu y-ul lui A. 0 minus 4 pe 4 minus 5. Este minus 4 pe minus 1 egal cu 4.
Prin urmare, ecuația drepte mele este cine? Y egal cu 4x. Problema 6. Se consideră triunghiul ABC, isoscel, dreptunghic în A, deci au B și C. Da? Triunghi dreptunghic isoscel. Cu area egală cu 4. Deci, hai să facem catetele și atât. Cât este area unui triunghi dreptunghic? Cateta ori cateta pe 2. AB ori AC pe 2. Pe cum triunghiul este isoscel, catetele sunt egale, deci asta e C pătrat pe 2. Și area este egală cu 4. Prin urmare, C pătrat egal cu 8. Nu trebuie să-l scoți neapărat pe C. Cât este ipotenuza? Păi din teorema al Pitagora, BC pătrat egal cu cateta la pătrat plus cateta la pătrat, adică de două ori cateta la pătrat, că sunt egale catetele, dar C pătrat egal cu 8, 2 ori 8 egal cu 16. Cum BC pătrat egal cu 16, iată BC egal cu 4. Și s-au terminat problemele simple. Hai să trecem acum la problemele de clasele 11 și 12.